pentru că în cadrul Romanian Business Club avem două segmente, să zic, partea de prezentare, introducerea conceptului business-ului pe care îl are orice antreprenor. Mai avem și o parte de întrebări în care, sau o discuție, eu aș vrea să fie o discuție clar liniară, în care încercăm să vedem ce vă motivează ca și antreprenor, ce stârnește anumite direcții de creație și poate chiar cum arată dimineața perfectă a unui antreprenor. Ok. Cum arată? Am descoperit acum de curând, pentru că pot să zic că am schimbat oarecum registrul și modul de abordare a vieții în general, poate într-un fel încercând să separ agitația de peste zi de viața familială. Am descoperit că, într-adevăr, dimineața ideală este atunci când vezi răsărind peste gardul casei soarele, așa, într-o atmosferă feerică, printre niște frunze ale unui mesteac, absolut frumos. Dar, dincolo de asta, evident că orice dimineață ideală este acel început de zi în care poți să-ți faci niște planuri, să-ți planifici, să-ți pui niște idei pe agenda, să zicem, și să-ți propui să ajungi în anumite puncte până la sfârșitul zilei. Este promisiunea, da, care apare în fiecare zi și trebuie să te bucuri de ea, adică faptul că mai ai încă o zi la dispoziție în care poți să faci ceva, să-ți atingi obiectivele, este foarte important. Mm-hmm. Și în momentul în care conștientizezi acel lucru, că ai această oportunitate de a mai face încă o dată ceva în plus pentru a-ți atinge obiectivele, eu zic că atunci poți să consider că ai ajuns într-un punct ideal. Dacă ar fi să o descrieți într-un singur cuvânt, care ar fi ăla? O dimineață ideală într-un singur cuvânt. Promisiune. Da, poate. Da. Poate este un pic cam, nu știu, un cuvânt destul de... Eu aș fi ales șansă. Da, poate să fie și șansă, dar pentru mine promisiunea este de fapt ceva de care trebuie să te ții. Uh-huh. Adică, ok, ai șansa să mai faci ceva, dar trebuie să-ți promiți ție că încerci să faci acel lucru. Ce miros au banii? Nu știu, acum nu am lucrat la BNR, din câte am auzit, banii nu miros deloc bine, însă conceptul de bani, probabil că pentru mulți are mirosul succesului sau mirosul unei vieți mai bune. Sunt multe lucruri care se pot discuta despre bani. Pentru mine întotdeauna a fost doar un concept, a fost și reprezintă în continuare un lucru volatil, este un mijloc, este o unealtă prin care ne atingem scopurile. Adică, până la urmă, nu facem altceva decât să cuantificăm tot ce este în jurul nostru, să reducem totul într-un fel sau altul la valoare și în funcție de acea valoare să întreprindem acțiuni. Până la urmă, și lucru că ei se digitalizează la fel ca restul, da? Aceste monede virtuale, care până la urmă vor fi viitorul, vin în sprijinul afirmației mele. Asta este opinia mea. Banii au mirosul acelei zile perfecte, a promisiunii că se vor întâmpla lucruri pozitive. Sunt un motor al acțiunilor. Mergem mai departe și eu am o serie de întrebări. Eu alternez cu ele în funcție de ce energie și cum simt de la fiecare om cu care discut. Aș întreba că în momentul de față, businessul românesc a trecut prin multe etape de schimbare, dar și clar are nevoie de educație. Din toate punctele de vedere poate să vină educație, de la noi toți. Fiecare pe segmentul lui. Nu trei cărți sau o carte de business care poate fi motivațională, inspirațională și poate fi de ajutor. Da, nu știu acum o carte de business dacă reprezintă neapărat
un mod de abordare. Cel puțin pentru mine modelele de business, plecând de la Kettler sau orice, să zicem, mare reprezentant al zonei de business, marketing sau din altă direcție, sunt doar niște tratate, niște materiale documentare. Ok, le citești ca să înțelegi tehnica, să înțelegi modul în care trebuie să acționezi, modul în care au acționat alții, să afli niște lucruri. Dar eu cred că o carte care poate să motiveze pe cineva este cea în care îți clădești visuri, în care îți construiești o arhitectură a propriului viitor. Pentru fiecare lucru ăsta se poate face în anumite moduri. Da? Pentru mine, de exemplu, eu am fost și probabil că voi rămâne întotdeauna un mare fan al cărților SF, iar unul din mari scriitori pe care i-am apreciat a fost Isaac Asimov și cred că cărțile lui au încercat întotdeauna să genereze acel acea matrice pe care fiecare trebuie să o caute. Da? Matricea viitorului, adică o proiecție a sine însă, într-un viitor. Sine însă și într-un viitor mai mult sau mai puțin depărtat. Care ar fi o metodă corectă, din punctul nostru de vedere, de a soluționa o situație neplăcută cu un client, un partener? Bun. De multe ori în business, în afaceri, ești determinat să alegi nu întotdeauna căile cele mai plăcute. Evident că toată lumea pleacă de la principiul clientul nostru, stăpânul nostru, da. Dar este foarte greu și câteodată greșit să pleci de la acest principiu, pentru că ca orice client, el are o cerință, are o necesitate, iar tu ești acolo ca să îi îndeplinești acea cerință, să îi vii în ajutor. În situațiile neplăcute eu de obicei apelez la cal. Adică sunt mulți clienți care sunt deranjați până la urmă business-ul lor, poate depinde de ceea ce faci tu. Dar faptul că ajungi într-o plajă în care se pot adresa tot felul de jigniri sau se pot ajunge la situații conflictuale, nu ajută pe nimeni. Dar până la urmă fiecare are un interes. Întotdeauna orice business este o negociere continuă. Orice client trebuie să înțeleagă și orice prestator trebuie să înțeleagă că trebuie să negocieze situația și să încerce să o medieze ca ambele părți să aibă de câștigat în final ceva. Terminăm acum interviul în câteva minute și jos e o geantă cu $1,000,000. O luați, este a dumneavoastră, dar cât la sută din banii aia donați? Tendința la început de a dona, evident, este aceea de a scăpa de dorința de a face mai mult decât de a da niște bani. Evident că fiecare avea, ok, am 1,000,000, dar iau, nu știu, 30% din ei, îi donez unei fundații să facă ce știe cu ea. Da. Eu consider că trebuie să faci mai mult decât atât. Trebuie să vezi în ce să investezi banii respectiv. Ideal ar fi să investești tu și să construiești suma tu. Dintr-un milion, cât ar da? Nu știu, 30% probabil. Adică dacă aș putea să ajut pe alții, da, mai ales cei care nu au avut oportunități, da, să se ridice cu ceva, aș face-o și mâine. Dar aș vrea să pot să controlez lucrul ăla într-un fel. Adică, să zic că se duce fix acolo unde e nevoia, da. Și ți îndeplinește cumva pe interior și satisfacția totodată că ai făcut tot ce a stat în putință și că din 30% au fost investiți 30% în direcția cu scopul ăsta. Mulțumim tare și cu această întrebare. Ne ridicăm și noi de pe scaun și mult succes pe mai departe cu afacerea și ne vedem săptămâna viitoare la Romania Business Club. Mulțumim tare! Mulțumesc, Fatu!